fratele Axel Schmidt. Din copilăria mea ars în inimă când s-a vorbit de revenirea lui Isus. Am luat hotărârea aceasta în inima mea. Când revine Domnul Isus, vreau să fiu prezent. Nu vreau să rămân îndărăt în întuneric împreună cu cei nelegiți și cu anticrist. Vreau să fiu cu Isus și cu cei din ceata sfântă care au fost conduși în lumea aceasta, care au fost credincioși în lumea aceasta, care au vorbit adevărul, au fost călăuziți de Duhul, au trăit dreptatea, care au iubit pe Isus așa de mult că n-au putut să păcătuiască. În ceata aceasta vreau să fiu. Prieteni, haideți să fim în această ceată. Întunericul devine tot mai mare în lume. La miezul nopții se aude un strigăt, iată mirele vine, ieșiți în întâmpinare, dar numai cei care au fost pregătiți au fost răpiți. Fecioarele nechipzuite au vrut și ele să fie răpite, dar ele n-au fost pregătite. Cumpărați-vă un de lemn, le-au zis cele chipzuite. Acum avem timp destul de a cumpăra, Acum avem timp să ne trăim viața pentru Isus în adevăr și sinceritate. Cele care au fost răpite au avut ulei în candele și în vasele lor. Ele au avut o viață bogată în Dumnezeu. Ele au avut o umblare în sinceritate și au împlinit poruncele lui Dumnezeu. Cum a spus fratele Recle, dacă nu împlinim o singură poruncă, nu vom fi răpiți. Acesta este adevărul. Lăudat fie Dumnezeu pentru fiecare care vorbește adevărul. Mulți vorbesc superficial de aceste adevăruri. Cine aude cuvintele mele și nu le împlinește, se înșeală singur, spune Isus. Calea a fost îngustă în timpul lui Isus și a apostolilor. Nu avem voie să facem calea mai largă. Când ucenicii au auzit pe Isus vorbind, au zis, Doamne, cine poate fi mântuit? vor fi puțini sau mulți? Isus a răspuns, străduiți-vă să intrați pe ușa această strâmtă. Mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Mulți vor vedea pe Avram, Isaac și Iacov, dar voi veți sta afară, a spus Isus într-un loc. Oamenii l-au cinstit cu buzele lor, dar cu inimile lor au fost tare departe de Hristos. Acești oameni vor sta afară. Isus ne-a arătat o singură cale la viață și slavă. Cine vrea să mă urmeze trebuie să-și ia crucea și să se lepede de sine în fiecare zi. Aceasta e o cale grea și groaznică, spui tu. Nu, aceasta e singura cale la mântuire și fericire. Nu este voia noastră proprie care ne-a adus nenorocirea. Putem vedea copiii mici. Eu vreau, spune unul. Ba eu vreau, spune altul. Atunci se nasc dificultăți. În felul acesta se dezvoltă voințe tare. Prin aceasta se nasc dificultăți acasă și între națiuni. Există despărțiri și lucruri groaznice. Dar Isus ne-a arătat calea spre fericire. El zice, nu cum eu vreau, ci cum tu vrei, Tată. El vrea ca să-L urmăm pe această cale. Acolo avem urmele pașilor Lui în această lume. Noi am venit la Isus ca păcătoși. Numai prin har am fost mântuiți. Sângele lui Isus curățește de orice păcat. Noi primim putere de la Duhul Sfânt când inima noastră este curată. Dacă nu avem păcate ascunse, atunci avem putere să-L urmăm pe Isus. Noi ne trezim dimineața în ispite și încercări. Atunci spunem, nu cum vreau eu, Dumnezeule, ci cum vrei Tu, Doamne Isuse, eu Te iubesc. Ce spune cuvântul Tău? Care e porunca Ta? Condumă prin sfatul Tău. Așa vom primi o sumedenie de binecuvântări și bucurie. În urmele pașelor lui Isus sunt binecuvântări. El a fost uns cu un undelem de bucurie mai presus decât frații lui, pentru că el a urât păcatul sau nelegiuirea și a iubit neprihănirea, dreptatea. Aici avem calea a urâ păcatul în orice formă și să-l iubim pe Isus, așa ca să putem face voia lui. Sinceritatea încercată este scumpă înaintea lui Dumnezeu. Intrăm în tot felul de ispite, dar a fi ispitit nu este păcat. Dar dacă cedăm ispitelor, devine păcat. Însă dacă suntem sinceri, devotați, atunci nu păcătuim. Nu vă speriați de focul care vine peste voi în ispite, zice Petru. Sau nu vă mirați, zice în traducerea română. Prin suferință noi primim slava, prin sinceritate în ispite și încercări. Prin aceasta primim înțelepciune și devenim maturi. Devenim tot mai mult asemenea lui Isus și fecioare înțelepte și primim un delemn pe care nu l-au avut fecioarele neînțelepte. În vechiul legământ au scos din măsline un delemn. În viața noastră trebuie să devină ceva zdrobit viața noastră proprie, voia noastră, atunci se ivește viața lui Isus. Aceasta se întâmplă în încercări. Dacă răsună trâmbița, atunci avem un delemn. Noi dăm viața noastră proprie în moarte și primim în loc viața lui Isus. Cine pierde viața lui, o va găsi, așa a spus el. Noi avem numai un timp scurt în care ne putem pregăti. Dacă un păcat cunoscut are putere asupra noastră, atunci prin aceasta suntem legați de pământ. Noi trebuie să fim dezlegați, așa ca inima noastră să fie în Hristos și noi suntem fără vină în fața lui Hristos. De noi este scris în Geneza 6,8, dar noi a căpătat har sau mile înaintea Domnului. Am auzit odată cum a vorbit un predicator despre acest verset. Mulți oameni ascultau acolo. El a citit numai versetul acesta, că noi a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu. Apoi a zis, a fost numai har că noi a intrat în corabie. Numai prin har devenim răpiți, nu din cauza faptelor bune sau a vieții noastre bune. Întreaga adunare a strigat, aleluia! Dar noi citim în versetul 9. Noie era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Și versetul 22. Noe a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. Geneza 7 cu 1. Domnul a zis lui Noe, intră în corabie, tu și toată casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea mea, în neamul acesta de oameni. Noi am intrat în corabie, Dumnezeu s-a uitat la gândirea lui curată. Oamenii erau nelegiți, dar noi a fost neprihănit și a trăit fără vină între acești oameni. Așa este și în timpul din urmă. Se poate vedea la faptele noastre dacă noi îl iubim sau nu pe Iisus. Citiți scrisorile din Apocalipsa 2 și 3. Știu faptele tale, văd, știu aceasta, dar am ceva împotriva ta. Au fost multe lucruri bune dar câteva lucruri a avut împotriva bisericii. Dragostea din tâi a lipsit. Avem dragostea din tâi atunci când toate faptele noastre sunt spre binecuvântare, le facem numai pentru Isus, atunci roadele Duhului se ivesc în viața noastră. Atunci arătăm dragoste, dreptate, adevăr și bunătate. Atunci avem sfeșnicul în mijlocul nostru, iar Isus se arată între noi. El vrea să ne binecuvânteze și să vorbească în inimile noastre, dar El nu ne poate binecuvânta în păcatele noastre. Atunci trebuie să recunoaștem adevărul și adevărul ne face liberi. Iisus ne-a răscumpărat cu sângele lui scump din viața noastră păcătoasă. Să trăim atunci mai departe în păcat? Haideți să-L iubim așa tare, ca să putem spune cu Iosif, cum pot să fac un rău așa mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Noi trăim azi într-un timp unde păcatul nu se ia în serios. Oamenii cinstesc pe Iisus cu buzele, cântă și laudă. Ei zic că Iisus e foarte mare pentru ei. Cât de mare este Iisus pentru noi? Așa mare cum noi îl arătăm în viața noastră. Numai mare. Iisus a zis, care sunt cei care mă iubesc? Cei care păzesc poruncile mele. Aceștia sunt credincioși în încercările vieții în lume aveți necaz, a zis el, dar nu vă temeți, eu am biruit lumea. Cine suferă cu Isus va fi făcut slăvit împreună cu el. Ei primesc un ton curat și armonios în viața lor. Cei 144 de mii cântau pe muntele Sion, cântare pe care nimeni altul nu putea cânta. Aceștia au fost credincioși și biruitori în lumea aceasta. Sunt mulți care au scris cântări frumoase. Ei au mers prin multe încercări și necazuri în încercările acestea se arată slava. Haideți să fim credincioși în timpul acesta rău. În primul timp creștinii au fost prigoniți, așa că au trebuit să se ascundă în catacombe din Roma. Când s-au întâlnit au zis, Maranata, Domnul vine. Atunci au strălucit de bucurie. Sfinții s-au bucurat totdeauna că Isus vine în curând. Cei adormiți în Domnul vor fi răpiți întâi, toți acei care au luptat în lupta credinței și a Duhului. Ei au căzut în mormânt, iar când răsună trâmbița vor învia și noi vom fi răpiți împreună cu ei și vom fi totdeauna cu ei, transformați, preschimbați în trupuri slăvite. Mângâiați-vă cu aceste cuvinte, a zis Pavel în Tesaloniceni. Aceasta, într-adevăr, este o mângâiere, este un har o putere mare. Iisus ne iubește așa tare. El nu vrea ca un singur păcat să aibă putere asupra noastră. Fiecare păcat ne duce în nenorocire. Toate poruncele lui ne duc la fericire, o viață fericită și binecuvântată în odihnă. Haide să nu așteptăm așa mult cum au făcut fecioarele nechipzuite să fim treji acum și să începem să mergem în întâmpinarea lui Isus. Haideți să trăim viața noastră după cuvântul lui Dumnezeu. Numai că ne despărțim de păcat, atunci El ne întâlnește cu har și bunătate. Atunci ne va curăți, sfinți și proslăvi. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne întărească ca să putem merge înainte. Fratele Elias Aslaksen Tema este să fim pregătiți, pregătiți ca să devenim răpiți. La aceasta aparțin două lucruri. Unul este cum trebuie să devenim în viața noastră ca să putem fi răpiți. Fecioarele nechipzuite nu au fost răpite, numai cele înțelepte. Celălalt lucru este cum o putem ajunge mai bine ca să devenim așa, ca să fim răpiți. Vă rog citiți, țineți tare de aceste versete. Acestea spun clar cum trebuie să devenim dacă vrem să fim răpiți. Iacov 1, versetul 4. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea sau, după o traducere, să ducă la fapte desăvârșite, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. La aceasta suntem chemați. Să nu căutăm numai puțin din aceasta, ci trebuie să o apucăm. De obicei, lucrul cel mai rău este că nu este credință în lucruri desăvârșite dumnezeiești. De obicei, nu se crede deloc în aceasta. Se crede că va fi bine dacă putem trăi așa, dar dacă nu, merge totuși bine. Dar aceasta este fals. Dumnezeu nu ne-a chemat la o viață pe care nu o putem ajunge. Noi o putem ajunge prin credință, dacă nu credem, nu putem ajunge și nu vom fi răpiți, ci rămânem îndărăt. Apocalipsa 14:5: Și în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină, înaintea scaunului de Domnia lui Dumnezeu. Acestea sunt cuvinte clare. Înseamnă a nu avea o vină, a nu duce lipsă de nimic înseamnă a plinit totdeauna și toate poruncele, poruncele din Noul Testament, din Noul Legământ. Aici Ioan a văzut cum a fost mireasa. Nu putem spune că încercăm să ajungem o această țintă numai. Mireasa trebuie să fie asemenea lui Isus. Mireasa aceasta care i-a devenit asemenea, el vrea să o ducă acasă când revine. Coloseni 1, 28, 29 aceste versete ne arată cu ce au lucrat Pavel și ceilalți apostoli, și ceilalți lucrători adevărați ai lui Dumnezeu atunci. Aceasta trebuie să ținem minte și să o punem pe inimă: să auzi și să citești exact cum stă scris. Putem întreba: Cum ar fi propovăduirea mai bine făcută? Aici avem răspunsul. Pe El îl propovăduim noi. Și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm această întrebare, al înfățișa, ca să fie răpit, deci să-l înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Isus. Aceasta a fost lucrarea lui Pavel, aceasta e lucrarea apostolilor, a tuturor lucrătorilor adevărați și a mădularelor adevărate ale lui Hristos și astăzi. Aceasta e lucrarea lor adevărată și importantă. El a lucrat, deci, Pavel a lucrat aceasta, serios și natural. Iată la ce lucrez eu. Pentru ce? ca să înfățișeze pe orice om desăvârșit în Hristos Isus. Aceasta a devenit foarte clar și el spune și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. El a lucrat deci foarte harnic și cu mare putere a lui Dumnezeu ca să înfățișeze pe fiecare mădular al trupului lui Hristos desăvârșit în Hristos. Ei au trebuit să devină desăvârșiți în timpul harului aici pe pământ, în trupul acesta muritor. La aceasta deci suntem chemați și nu numai chemați. La aceasta lucrează însuși Dumnezeu și împreună lucrătorii Lui adevărați. Și noi trebuie să o ajungem. Dacă o ajungem, atunci suntem pregătiți și suntem răpiți, altfel nu. Este necugetat a crede și a afirma că noi nu o putem ajunge. Ne putem gândi că aceste fecioare nechipzuite chiar așa credeau, că ele nu vor putea ajunge și că n-ar fi necesar, de aceea au rămas în Fecioarele chipzuite credeau în făgăduințele lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu. Ele au crezut că Dumnezeu e puternic ca să le înfățișeze desăvârșite. Pentru că au crezut, au și apucat aceasta. Și când a venit, Iisus au fost pregătite. Mulțumire, laudă și preamărire lui Dumnezeu. Experiența mea îndelungată, prin 50 de ani, este că mulțimea mare de credincioși nu cred în aceasta. Ei nu cred deloc. Ei cred contrariul. Ei cred foarte sigur că aceasta nu e posibil. Dar ce este scris despre imposibil în scriptură, de aceasta nu este scris nimic. Câte lucruri sunt posibile? Este posibil a umbla în dragoste? Totdeauna. E posibil a umbla smerit? Totdeauna. E posibil a nu deveni ofensat? Da, eu vreau să spun totdeauna este posibil a umbla în dreptate sau neprihănire, în toate lucrurile mici și mari. E posibil a spune totdeauna adevărul, fiecare cuvânt, este într-adevăr așa, e posibil? Este așa cu tine. Este necesar să te gândești serios la aceasta, nu e așa? Noi nu știm cât timp mai avem ca să ne pregătim. Trebuie să o luăm serios și să credem din toată inima. Ca să înfățișăm pe fiecare om desăvârșit în Hristos Isus. La aceasta lucrez și eu, prin harul pe care Dumnezeu l-a dat și prin harul pe care îl dă Dumnezeu în fiecare zi. Cu aceasta lucrăm în Norvegia, un om desăvârșit în Hristos face lucruri desăvârșite. Mai întâi trebuie să primim o gândire desăvârșită. Atunci primim, prin credință și prin răbdare, lucruri desăvârșite. Aceasta înseamnă că în lucrurile noastre nu este mândrie, minciună, lipsă de dragoste și milă. Ne putem apleca putem lepăda voința noastră și să facem voia lui Dumnezeu și, și corect înțeles, voia altor mădulare. Mergem acum în Apocalipsa 2 și 3. Putem spune cu drept că aici putem învăța totul, să devenim convinși total de ceea ce avem nevoie. Recent am făcut o descoperire la citirea acestor capitole din Apocalipsă. Mă tem că n-ați auzit niciodată asta. Știți voi că în aceste șapte scrisori, care cele șapte biserici, se vorbește numai de un singur lucru? La toate bisericile se scrie, cel care biruiește, el va primi, ceilalți nu. Un om desăvârșit face lucruri desăvârșite. Deci cine biruiește? Cel care face lucruri desăvârșite. Numai de faptele noastre stă scris acolo. Auziți! Și că și să nu uitați niciodată, numai de faptele noastre să scris singur, de acest lucru singur. Aproape la toți credincioșii auzim și este foarte înspăimântător să auzi, depinde de faptele mele, ce se va face atunci de mine. Da, dacă la tine este așa și dacă nu devine altfel, atunci cu tine va deveni așa. Tu rămâi îndărăt. Deci, noi suntem chemați la o viață desăvârșită, și el a făcut totul și ne-a dat totul ceea ce avem nevoie pentru aceasta. El însuși lucrează zi și noapte, la fel și lucrătorii lui. Lucrează zi și noapte. Toate ocaziile și timpul care ne sunt necesare de a ajunge această țintă mare ne sunt date. Dacă toate acestea ne sunt date, atunci el cere roade. Ori, ori, iubiții mei. Dar nu te teme și nu fi necredincios. Tu știi că cuvântul lui este adevărat. Dacă este adevărul, atunci este așa. El întreabă de faptele lor și judecă bisericile după faptele lor. Și el îndeamnă bisericile să se pocăiască, ca să facă fapte desăvârșite. Apocalipsa 3 cu 1. Îngerului bisericii din Sarde scrie, iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele? Știu faptele tale. Aceasta a fost unicul lui interes. A fost singurul lucru de care s-a interesat Isus. Știu faptele tale. Îți merge numele că trăiești, deci ești renumit, cunoscut pentru lucrările și faptele tale, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne care e pe moarte. Conducătorul a fost mort și ceilalți au fost pe cale să moară, duhovnicește vorbind. Și acum vine dovada că a fost mort. De ce? Căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea lui Dumnezeu. Un cuvânt foarte serios, dar adevărat. Ce a dovedit că a fost mort? Faptele lui nu au fost desăvârșite. Deci aceasta cere Dumnezeu. El cere aceasta pentru că El dă totul ce e necesar pentru aceasta. Nu e așa greu, dar noi trebuie să credem. Eu cred că e destul a arăta adevărul Scripturii, cum trebuie să devenim ca să fim răpiți, fără vină, desăvârșiți, cu fapte desăvârșite. Cu aceasta nu e vorba ca eu să fac totul ca să pot sări la lună. Nu, dar eu pot trăi în dragoste, în smerenie, în dreptate, neprihănire, în adevăr și așa mai departe, în toate lucrurile, în toate virtuțile, îmbrăcat cu toate roadele Duhului Sfânt. Așa trebuie să devenim și așa devenim dacă noi credem și suntem ascultători și smeriți dar se face numai printr-o credință vie. Totul e posibil pentru cei ce cred, a spus Isus. Și la Dumnezeu totul e posibil. E voia Lui și de aceea El o face. Și este și dorința mea sau voia mea primită de la Dumnezeu. Și eu cred aceasta, de aceea devine așa. Punctul 2. Este cum putem noi ajunge aceasta mai bine. La aceasta vreau să spun ceva care este foarte eficace. Trebuie să fie acțiuni mari dacă aceasta să se facă, de aceea trebuie să căutăm ceea ce este foarte eficient. Citim Roman 6 cu 6. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el pentru ca trupul păcatului să fie distrus pas cu pas, în română să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai slujim deloc păcatului, să nu mai fim robe ai păcatului. Ce înseamnă nu, nu sunt sigur dacă înțelegem aceasta. Aceasta o putem spune superficial și nu gândim că, de fapt, nu știm. Aici este scris ceea ce cei mai mulți credincioși n-au avut niciodată. Ei au trăit în credință în Hristos și au murit multe sute de mii, milioane de creștini. Ei nu au crezut-o niciodată, de aceea n-au trăit-o. Deci ei nu au ajuns ținta niciodată și ei nu vor învia la revenirea lui Isus la răpire. Și ei vor rămâne în mormânt pentru un timp mai târziu. Cuvântul lui Dumnezeu nu spune da și nu, ci ori, ori. Ori credem și noi trăim și o ajungem, ori nu credem și nu trăim aceasta și nu ajungem și nu suntem prezenți la răpire. Ceea ce de obicei se crede este că Isus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Dacă credem în aceasta, primim iertarea păcatelor. Dar omul cel vechi trăiește mai departe și păcătuiește iarăși și iarăși în toate direcțiile. Faci nedreptate, nu vorbește adevărul de plin, ești mândru, ești lacom, zgârcit, egoist, ambițios și așa mai departe. Nu îi poți să răbda pe ceilalți. Toate aceste păcate, toate păcatele conștiente, vin de la omul vechi. De aceea Iisus nu a purtat numai păcatele noastre, El a purtat și omul nostru cel vechi l-a luat cu el când a fost răstignit. Așa s-o cotește Dumnezeu, toți oamenii vechi au fost răstigniți împreună cu Hristos. Dacă noi credem că El a purtat păcatele noastre, atunci povara păcatului cade. Și dacă acum credem aceasta, și aceasta trebuie să credem, dacă vrem să ajungem ținta, că și omul nostru cel vechi a fost răstignit acolo, atunci și omul cel vechi cade îl dezbrăcăm. Dacă omul cel vechi a căzut, e dezbrăcat sau răstignit sau murit, atunci nu mai este prezent. Aceasta e foarte simplu, dar foarte greu de crezut. Ce vrem să credem? Doar ceea ce este scris, nu e așa? Nu stă așa scris? Da. Acesta este adevărul. Dacă nu o crezi, atunci nu vei vedea și trăi niciodată. Dacă crezi, atunci trebuie să o urmezi, atunci nu-ți poate scăpa. Eu am crezut asta foarte simplu timp de mulți ani prin harul lui Dumnezeu. Și care e rezultatul, a devenit realitate. Aceasta o cunosc toți oamenii care trăiesc împreună cu mine. Sunt mulți, sunt mai multe mii. Mă laud singur? Nu. Eu laud pe El și lucrarea Lui. Eu sunt numai un om sărman care a primit harul acesta să cred cuvântul și lucrarea Lui. De aceea sunt îndreptățit și silit să vorbesc despre asta și să mărtorisesc ca să ajut cât mai mulți care merg pe această cale. Nădăjduiesc că toți sau aproape toți din adunarea asta vor să meargă calea. Costă ceva, costă tot ce avem, dar cât avem noi, o mână plină cu țărână. Este prețul prea mare? Atunci plătește. A plăti prețul înseamnă a face dreptate, voia mea, onoarea mea, poftele mele, toate proprietățile mele predau totul. Când murim, suntem despărțiți de totul. E aceeași realitate ca și cu un om care moare moarte naturală. Dacă citim și auzim aceasta, încercăm să credem. Dar a încerca a crede nu înseamnă a crede. Dar este foarte natural că noi încercăm să credem. Dacă vrem să predăm totul, să facem de plină predare la Hristos, atunci El ne dă credință vie în aceasta, nu o credință teoretică, nu cunoștință numai, ci o credință vie în aceasta. Când am primit o credință vie în iertarea păcatelor, atunci a căzut povara păcatelor. Și dacă primim o credință vie în inimile noastre atunci și omul nostru cel vechi este într-adevăr dezbrăcat, răstignit. El a fost răstignit împreună cu Hristos. Nu aici este răstignirea, dar prin credința noastră,